Asfaltarea reprezintă o prioritate pentru administrația publică locală a comunei Mătăsaru. În prezent se desfășoară lucrări în satul Puțu-Cu-Salcea. Asfaltarea unei porțiuni de drum în comuna Mătăsaru, satul Puțu-Cu-Salcea, pe o lungime de 1,5 km, s-a turnat stratul 1, se lucrează la dalarea șanțurilor, urmează acostamentul și cel de-al doilea strat de uzură. Această porțiune de drum de 1,5 km despre care v-am vorbit este făcută prin asocierea cu Consiliul Județean și se întinde până la finalul anului 2018. Asfaltările nu se vor opri aici. Există și alte proiecte investiționale depuse de Primăria Mătăsaru ce au ca scop dezvoltarea întregii comune.